cu cineva din mediul politic, apropo de ce s-a întâmplat pe Antena 3, cu vreun om politic? Nu înțeleg întrebarea, îmi cer scuze. Dacă au fost oameni politici care v-au sunat să vă reclame sau să vă spună ceva legat de Antena 3? Modul nostru de comunicare cu oricine este prin sesizare online pe site-ul instituției, prin poștă, fax, atât și nimic altceva. Deci nu ați discutat cu nimeni din zona politică? Doamne Dumnezeu de mare! Cu Victor Ponta când ați discutat ultima dată? Exclus. În niciun caz anul acesta. În niciun caz anul acesta. Mi-e greu să fac un exercițiu de memorie să-mi amintesc exact când. Dar în niciun caz anul acesta. Am mai răspuns la genul ăsta de întrebări. Dar din câte știți dumneavoastră, încercăm să-mi seama dacă au existat din zona politică sesizări legate de ce s-a întâmplat în ultima perioadă pe Antena 3. Sau domnul Baie, din cele 70 de sesizări, 60 sunt pe formularul virtual. Nu avem în atribuții să verificăm persoanele care ne scriu. Și nu avem acces, cum au alte instituții, să verificăm la evidența populației dacă acele persoane există sau dacă în spatele unor nume fictive se ascund alte persoane. Deci nu pot să vă răspund la această întrebare. Dar nu ați fost sunată dumneavoastră personal? Niciodată, nu personal. Da? Deloc. Mai aveți?